Astăzi am organizat un concurs de construit cu Alexica HD, dar am trișat folosind un mod cu camere. Like și subscribe. Mă, Alexica, mă, știi ce înseamnă asta, nu? Astăzi o să facem un concurs de construit și avem aici câteva teme pe care le-am ales eu. Uite cum ar fi Skibidi Toilet, un vulcan, o casă. Ce? Cum adică, mă, ce e Skibidi Toilet? E o toaletă. Tu erai mare fan, Skibidi. Oricum, o să te las pe tine să apeși butonul acesta să vedem care e faza și ce o să spice, nu-i așa? Frică? Bă, nu-mi pasă, mă, că ți-e frică. Ia apasă pe buton. Apasă-mă că nu bubuie nimica. Uite, ți-a picat? Subscribe și like. Lumea trebuie să dea like și subscribe, da? Deci, da. Lumea trebuie să dea like și subscribe. Bun, o să-l las pe ăsta aici și hai că dau și eu, da? Deci poate mie o să-mi pice ceva bun. Și mi-a picat casă. Trebuie să facem o casă, da? Fiecare își face casa lui și avem 5 minute să o terminăm, da? Bun, atunci asta e partea mea pentru că e cu mov și asta e partea ta pentru că e cu albastru, da? Deci 3, 2, 1 și alegeți repede itemele și hai să construim casa. Dar ce nu știe Alexi că e faptul că eu o să-l trișez cu niște camere? Adică o să îmi dau o poțiune de invizibilitate și o să mă duc repede la el să-i pun câteva camere pe aici să vedem ce construiește. Adică, să fim serioși, Alexica oricum nu se va uita și oricum probabil nu mă va vedea că sunt pe aici. Cristi, mă auzi? Da, da, te aud, Alexica, te aud. Să vii și casă să fac un stepat. Bine, mă, Alexica, nu pot să pun cameră jos, ok, nu-i nicio problemă. Pentru că cred că o să mai pun încă una aici, hai să îi dăm link la monitor și încă una pe aici ascunsă în iarbă, da? Și Alexica 100% nu o să mă vadă, așa că trebuie să mergem aici să luăm niște lapte ca să scoatem efectul de invizibilitate și hai repede să ne apucăm și noi să facem o căsuță și să vedem ce face Alexica acolo. Bun, o să iau niște lemn, nu prea sunt eu cel mai bun constructor aici, dar până la urmă asta e. O să vreau să nu fac ceva foarte mare având în vedere că nu avem cel mai mult timp și Alexica văd că stă pe loc. Ia să vedem aici, să verificăm pe cam. Alexica face o cameră din dirt. Pe bune? Wow, Alexica tot Alexica rămâne până la urmă. Să vezi și casă mișto am făcut. Da, Alexica, mă aștept la o casă foarte frumoasă din partea ta, nu? Da, cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă. Oricum, hai să facem aici repede. Sper că nu e o casă din dirt, nu? Nu, cum adică dirt? Nu știu că sunt Bob the Builder. Mă gândesc să-i dau aici două gemulețe la casa mea și o să continui aici să-i mai fac. Am greșit stâlpul! Nu-i problemă pentru că o să-l pun la loc. Are câteva gemulețe casa asta. Poate nu arată ea cea mai bine, dar eu zic că e o casă destul de ok, având în vedere că Alexica face o casă din dirt. Adică, să fim serioși. Voi vă uitați, omul și-a pus clopote la intrare. Cred că o să fac și eu asta, doar ca să văd ce zice, dacă își dă seama de chestia asta. Hai repede să facem aici podeaua din cobblestone. Având în vedere că eu sunt pe tema mov, de fapt, cred că o să-i pun niște geamuri mov. Și acoperișul aș putea să-l fac mov, dar nu. Nu o să fac chestia asta. O să vreau să mai au niște steruri, dar mai închise puțin, că să-i dau puțină dinamică casei. Cum ar fi să-i fac așa un contur mai negru la acoperiș și după să fac acoperișul propriu zis. Alexica, tu ce faci pe acolo? Eu? Da, cum merge? Cea mai mare casă. Cea mai mare casă. Ai văzut-o tu, frate? Da. Mamă, cea mai mare casă. Observ, e o casă. E o casă foarte frumoasă. Chiar n-am ce să zic, Alexica. Sunt destul de sigur de chestia asta. Văd cum își pune animale pe acolo. N-are nicio treabă. Adică, oricum, ce o să vreau la final e să-mi spuneți voi cine a câștigat, da? Ce-am fac și o terasă de vară. Îți faci o terasă? Da. Ce faci acolo? Mănânci dăr, să înțeleg. Mă, Alexica, vezi că mai avem doar un minut rămas, da? Deci trebuie să fie aproape gata. Eu mai am doar acoperișul de făcut, da? Și o să vezi aici cea mai frumoasă căsuță din toată viața ta. Și poți să vezi cea mai mare căsuță din viața ta. A, deci a mea e frumoasă și a ta e mare. A, e și frumoasă și marea ta. A mea e doar frumoasă. A mea e foarte micuță pentru că m-am gândit că nu o să am timp. Omul și-a pus pânză în loc de geamuri. Și văd eu bine? Sau Alexica și-a pus diamante acolo? What? Omul chiar și-a pus diamante. Asta e ceva nou până când și pentru mine. Oricum, casa mea e aproape gata și cred că am ratat pe undeva vreun geam. Nu știu dacă am timp să o și mobilez. O să pun repede o ușă pentru că nu...
N-am pe ce să intru în casă, da? Deci căsuța mea n-are intrare și nu o să mobilez pentru că n-am cu ce. Oricum, Alexica, concursul este gata, da? Deci hai să vedem. Îmi spui când ești gata. Să-mi închid prietenul. Prieten? Da. Ok, hai până una aia repede. Sunt gata. A, ești gata? O secundă, Alexica, stai așa. Bun, a trebuit să pun cealaltă cameră pentru că i-am dat unbinding greșeală și acum hai repede cu niște lapte. Da, sunt gata. Bun, sunt păi gata. Hai să ne întâlnim aici, Alexica, uite. Hai, vino aici. Cu care începem primul? Începem cu casa ta sau cu casa mea? Oricui, că mea e mai tare, oricum. A, vrei să începem cu casa mea atunci? Hai la mine atunci. Da. Bun, deci din câte poți vedea, e o... E mai frumoasă ta. Bine, mă, Alexica, uite, e o casă simpluță, nu e ceva foarte complicat, nu are un interior anume, dar eu zic că e destul de bună și e locuibilă până la urmă, nu? Unde ești, Cristi? Cristi! Aici, în spatele tău! Deci ce părere ai? Iar acum e magie. Bă! Casa mea e mai frumoasă! Bine, Alexica, atunci hai să vedem casa ta, da? Bă, ce ai făcut mai aici? Nu cred că îți mai intră papagalii. Oricum, văd că e o casă destul de interesantă. Ai un pat cumva agățat, super ciudat. N-am ce... Băi, ce cu grajdul ăsta, mă. Ok. Da, oricum, voi nu uitați să-mi spuneți în comentarii care casă e mai frumoasă. Adică, pe bune, eu zic că e casa mea. Și Alexica, ție, de când îți plac diamantele? Muscă, în cască și sunt prieten cu el. Ești pregătit pentru runda a doua? Deci, uite, te las pe tine să apeși pe buton, da? Gata, hai. Și-a picat? Și-a picat? Schibidi toilet, Alexica, ai de capul meu, mă. Deci trebuie să facem o toaletă, schibidi. Nu-mi vine să cred că trebuie să fac asta, dar ok. Dacă asta a picat, asta facem până la urmă. Cred că o să iau niște... Ok, trebuie să iau niște blocuri de iron și ceva pentru piele. Ce s-ar potrivi? O teracota cu ceva cu un crin negru. Și presupun că trebuie o toaletă din Minecraft, nu-i așa? Așa că hai să facem aici o mică bază. Eu văd puțin așa mai rotundă toaleta la început. Ideea e că eu nici n-am nicio idee cum arată toaletele astea Schibidi, pentru că nu am urmărit toată seria. Dacă ați urmărit seria de Schibidi Toilet, chiar puteți să-mi spuneți voi. Eu n-am nicio idee. Prinde formă, Cristi. Prinde formă? Mama, Alexica, da? Sunt mândru de tine dacă prinde formă. La mine nu știu cum să zic, dar nu prea prinde formă. Adică n-am nicio idee ce fac aici. Sper doar că arată bine. Și acum eu trebuie să fac vasul de toaletă. N-am nicio idee ce fac aici, Alexica. Deci o să câștig eu. Bine, mă, Alexica. Aici nu, n-am ce să comentez. Chiar ești mai bun ca mine. Ia să vedem. Alexica, face o toaletă din dirt. Ok. La mine arată de zici că e o nicovală, dar până la urmă nu contează asta, nu-i așa? Important e să prindă formă la final. Uite, o să merg aici cu mai multe blocuri pentru că... Pentru că de ce nu? Nu-i așa? Nu știu ce faci acolo, Cristi. Dar oricum se bat. Acum trebuie să fac doar design-ul, că deja am făcut totul. Ești aproape gata? Da. Așa de repede? Da. Îmi spui mie că tu ești de 10 ori mai rapid ca mine? Wow, mă, Alexica, deci sunt efectiv mândru de tine. Mă, ce tare mi-a ieșit. La mine, dintr-un motiv sau altul, nu mi-a ieșit simetrică și arată foarte urât din motivul ăsta. Cred că o să încerc să fac puțin simetrică, deși nu știu cât de bine o să-mi iasă. Nu sunt bun în a construi toalete, Alexica, chiar nu sunt bun. Să vezi ce tare o să iasă la mine. Păi da, mă, Alexica, dar tu ai și urmărit seria asta, tu știi ce se întâmplă acolo. Eu, în schimb, n-am nicio idee. Aici, cred că totuși trebuie să facem cumva capacul ăla, dar n-am nicio idee cum ar trebui să vină. Cred că pur și simplu o să-l fac ceva de genul. Sau putem direct să facem un mic cub până pe aici, pe undeva. Sper că arată cumva toaletă. Văd că am greșit puțin aici, având în vedere că lipsește un bloc și nu e simetrică. Ok, trebuie să mai lucrez foarte puțin aici. Foarte puțin. Și suntem gata. Eu nu sunt gata încă. Păi, dar nici eu nu sunt gata, mă, Alexica. Eu aproape termin doar toaleta, știi ce zic? Ok, cred că arată destul de decent. Poate nu e cea mai bună toaletă, dar hai să vedem ce a făcut Alexica, nu-i așa? Alexica, ce faci aici? Ok, asta chiar e o idee destul de bună acum că mă uit. Problema e că a făcut-o din dirt și e super ciudat ce face acolo. Adică Alexica chiar se chinuie să facă exact ca în filmele alea cu Schibidi Toilet. Și asta mă surprinde puțin. Eu sunt gata. Mă, Alexica, oi fi tu gata, dar eu puțin tot mai am. Deci te rog frumos, mai așteaptă puțin, da? Te
aștept. Hai repede să facem capul ăsta aici, că văd că Alexica a terminat deja și eu încă nu sunt gata cu toaleta asta. Eu v-am zis, Alexica legat de chestia asta are mult mai multă experiență ca mine. Ceea ce înseamnă că chiar ar trebui să mă bată la nivelul ăsta. Numai că să fim serioși. Ia, Alexica, a făcut totul din dirt! Hai să facem repede părul. Mai am doi ochi de făcut care, să fim serioși, arată oribil cu ochii ăștia. Și încă o gură așa frumoasă. E relativ ok, da? Deci asta e toaleta mea, mai mult nu s-a putut până la urmă. Nici Alexica nu are cea mai bună toaletă, nu-i așa? Adică, uitați-vă la el, are o toaletă din dirt și omul are brațe. Ok, ok. Alexica, ești gata? Da, sunt gata. Da? Păi și zici sunt că... Sunt gata să câștig. Ești gata să câștigi? Ia, hai că vin eu la tine, da? Mamă, bă, Alexica, ce e asta? Aceste TV head care împușcă pe Tibli Toilet. Cum îl împușcă? Cum îl împușcă? Așa. Ah, ok, Alexica. Și poți să-mi explici... Poți să-mi explici și mie ce e ăsta? Nimic. Ok, 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 Alexica. Dacă nu-i nimic, sunt de acord cu tine. Și la asta ai curbalele, să înțeleg, a? Nu, e stricat televizorul. Ah, și curge apă din el. Bine, Alexica, am înțeles. Da. Hai și la mine să vezi. Ia uite. Eu dita aici și chibi din toaletă, acum adică ce e asta? M-am chinuit să fac vasul ăsta de toaletă extrem de mult. Are el mai frumos. Bun, Alexica, asta este ultima construcție pe care o facem, da? Și este o mașină, da? Deci, pentru asta avem doar 3 minute, pentru că e o mașină destul de ușor de făcut. Uite, apucă-te de acum, eu o să mă apuc, uite, o să iau niște concret pentru că vreau să fac o mașină frumoasă, da? Deci trebuie să câștig. Ce culoare vrei să-mi faci la mașină? Eu? Da, tu. Mă gândesc la albastru. Albastru, mașină albastră. Mamă, așa frumoasă. Deci chiar am încredere în tine, Alexica, că o să faci ceva frumos. Eu, din păcate, vreau să fac o mașină roșie care să arate binișor. Zici că e mașină de pompier deja. Să vezi cum o să mă mișc mașina asta. O să fie cea mai rapidă mașină. A, deci tu vrei să faci și funcțională? Eu să vedem ce face. Mamă, ce face Alexica aici? Zici că a făcut greutăți de sală. Ok, bine. Mă mir că folosește diamante, ceea ce e destul de ciudat, dacă mă întrebați pe mine. O să pun aici două faruri la mașină. Ăsta cred că e spatele pentru mine. Și acum hai să mergem cumva până aici. Aici va fi o ușă. Nu știu cum fac ușa, dar aici va fi o ușă. Aici o să vreau să fie cumva botul mașinii. Deci o să mai pun încă două faruri. Și cred că ceva de genul va arăta mașinuța mea. Și e ceva destul de simplu. O să pun niște uși pentru că n-am nicio idee. Nu știu să construiesc o mașină, mă băiezești. Chiar nu știu să construiesc o mașină din câte puteți vedea. Adică aici cred că e singurul challenge unde mă va bate Alexica. Pentru că, cum a spus, nu știu să construiesc o mașină. Cât crezi că va valora mașina mea, Cristi? Mă, nu știu, cred că un leu. Să mai adaug? Da. Păi ce vrei, mă, Alexica, să spui prin chestia asta? Mașina ta va fi o mașină scumpă, nu? Da, și va fi scumpă, dar și mașina mea merge pe dirt. Merge pe dirt? Mașină ce merge pe dirt? Da, adică nu trebuie să mai alimentezi. Mamă, dacă reușești și să faci așa, cred că planeta e salvată, efectiv. Bun, hai să luăm și niște scaune să punem aici. Mamă, mașină cu canapele, cum ar fi, uite, vreau niște canapele multicolore, niște canapele frumoase, așa. Bun, aici pentru că e în spate, normal că o să fac direct un rând. Și aici trebuie să fac un mic volănel, să vedem cum îl facem. Cred că cel mai simplu ar fi să pun aici o cutie poștală și practic ăsta e volanul, da? Deci improvizăm și noi. Până la urmă poți să intri în mașină de jos, deși e puțin mai greu, adică trebuie să ieși în spate, dar poți să intri. Și presupun că asta e mașina mea. Așa că hai să ne mai uităm aici puțin la Alexica. Ce face Alexica aici? Mamă, ce e asta, mă? Zici că e tank, efectiv. Mă, Alexica, ești sigur că ce faci tu acolo e o mașină? Da, logic, e o mașină. Ai o mașină, deci tu știi cum arată o mașină. El e, Alexica, HD mobilul. Da, da. Am uitat faruri. Ai uitat faruri, mamă, nu-mi vine să cred. Vezi că mai ai doar 10 secunde. 10 secunde? 10 secunde, grăbește-te, Alexica, haide. Atunci sunt gata. Gata? Bun. Hai să vedem, Alexica, ai făcut o mașină cu antenă, ce mă asta, nici măcar nu e simetrică, de ce e într-o parte? Ca să poți să conduci mai bine?
A, cred că se răstoarnă, nu că conduci mai bine. Ia să vedem interiorul tău, Alexica. Văd că ai scaune, ai ceva tablouri. Ok, ăsta cred că e un volan imaginar sau ceva. Dar până la urmă nu arată așa de rău, nu? Asta nu, e o antenă. Ok, bun, și uite-o și pe a mea. Hai și la tine. La mine ți-am zis, zici că e mașină pompieri. Asta nu e mașină. Da ce, mă, Alexica? Urcă pe scaun, urcă pe scaun. E mașina de pompieri, cum adică? Nu-mi place. Nu-ți place? Mai frumoasa ta? Da. Da, oricum să-mi spune și voi în comentarii cine a câștigat concursul ăsta de construit. Cristi, ia vină puțin. Ia că vin. Ce, mă, Alexica? Ce sunt astea? Nimic. Vrei să mă ataci? Cum adică să te atac? Cristi, mi-e frică. Cum adică ți-e frică? Ce sunt alea? Stație radio pentru extraterestri, da. Cristi, e și Paco Paco ăla de acolo. Păi ți-am zis, mă, ce sunt? Sunt camere, Cristi, da. Cristi, nu mai vreau să te pic.